FCSB era altădată echipa care trăgea în sus coeficientul României. Acum a fost singura echipă de la noi care a pierdut, cum vi Da, se pare acest da. Dezamăgitor pentru mine și mă nemulțumește acest aspect. Sper ca ei să înțeleagă mesajul meu, evoluțiile lor pe viitor să fie altele, bineînțeles și rezultatele. Cum credeți că va fi în Giuleș cu fanii atât de aproape? Vă luați vreo măsură de precauție? Da. Nu, va fi un meci frumos, o atmosferă frumoasă cred că va fi pe acest nou stadion. Este și primul derby care se va juca da. Pe acest nou stadion și ne aducem aminte de perioadele anterioare când da. Se aruncau diverse acolo e, obiecte. Da, acolo e ceva special, au suporteri pătimași, dar noi trebuie să fim preocupați doar de joc, să vedem ceea ce se întâmplă pe teren, doar ceea ce se întâmplă pe teren, nu ce se petrece în tribune. E favorită Rapidul în acest derby, având în vedere că luați în calcul să menajați jucători? Încă o dată, n-am spus că menajez jucători, am zis că e posibil să apară anumiti jucători, dar nu din, neapărat din motivul de a menaja. Pur și simplu de a da minute, fiind la început, avem nevoie de toți jucătorii să aibă minute jucate, să aibă ritm, să-și capete cât mai repede ritmul. Dar vom vedea până mâine seară ce formulă de echipă vom alege. Dar aveți o bancă atât de solidă încât să vă permiteți acest lucru într-un derby? Bancă solidă. Avem 20 de jucători valizi acum, plus 2 portari. Vom vedea. Deci vor trebui să rămână acasă 2 jucători. Da, ne descurcăm. Apropo de postul dumneavoastră, simțiți că mai sunt antrenori care stau la ușă și așteaptă să vă înlocuiască sau s-au dus de mult vremurile acelea și... Cred că orice antrenor care nu are angajament își dorește să fie poziția asta. Cu siguranță că sunt mulți antrenori care ar putea sta aici în fața voastră, dumneavoastră, dar asta nu contează. Contează ce este acum, contează că sunt aici, contează că trebuie să fac treaba și să o fac cât mai bine. Îl vedeți vreodată pe Gigi Becali să renunțe la FCSB? Asta nu pot să știu. Nu pot să știu ce planuri are dânsul, ce își dorește în continuare. Știu că își dorește performanță, știu că își dorește să câștige bani după urma acestei echipe. E firesc, e un business până la urmă. Faptul că a declarat că e posibil să renunțe, nu pot să-l știu eu cât de adevărat este.